Presa liberă trecere. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Presa liberă trecere. În această seară este prezentă doamna Mihaela Popescu, directorul Direcției de Asistență Socială din municipiul Râmnicu-Sărat. Dacă până acum vorbeam de Serviciul Public de Asistență Socială din Râmnicu-Sărat, de 2-3 săptămâni, cred, vorbim de Direcția de Asistență Socială. Vom discuta despre această noutate, despre această reorganizare a unității, ce presupune reorganizarea, dacă au apărut modificări importante, dar vom afla pe parcursul ediției de astăzi care este și situația economică înregistrată de instituție, care este bugetul alocat, organigrama anului 2018 și cum am ieșit din iarna anului 2018. Bine ați revenit, Hristos a înviat! Hristos a înviat și bine v-am regăsit cu o altă denumire, așa cum a specificat și noastră. Serviciul Public de Asistență Socială recent a suportat o modificare, deocamdată este doar modificarea denumirii, astfel că în urma ultimei ședințe a Consiliului Local s-a aprobat schimbarea denumirii din Serviciul Public de Asistență Socială în Direcția de Asistență Socială. De ce s-a întâmplat acest lucru? La începutul lunii decembrie anului trecut a apărut o hotărâre de guvern care obligă toate orașele din țară să aibă în subordinea consiliilor locale o direcție de asistență socială. Peste tot există servicii sau persoane desemnate cu atribuții de asistență socială în subordinea primarului. Dar, începând din decembrie anul trecut, toate orașele trebuie să aibă o direcție de asistență socială cu personalitate juridică pe un anumit tip de organizare și cu un anumit regulament de funcționare. Am avut un termen în care a trebuit să ne aliniem acestor prevederi legislative, astfel că în ultima ședință de Consiliul Local am solicitat, în primul rând, modificarea denumirii din Serviciul de Asistență Socială în Direcția de Asistență Socială, lucru care s-a și aprobat deja. Și împreună cu schimbarea denumirii am trecut la toate celelalte modificări prevăzute de legislație și anume am modificat regulamentul de organizare și funcționare conform prevederilor legale, pentru că există un regulament cadru aprobat prin această hotărâre de guvern. Este adevărat că foarte multe modificări în acest regulament nu sunt, cu excepția înființării unui colegiu director. Este într-adevăr o noutate și cumva suntem un unicat în ceea ce privește modul de organizare al instituțiilor publice, pentru că nu mai există niciun alt tip de instituție publică a cărei conducere să se desfășoare împreună cu un colegiu director. A fost aprobată componența acestui colegiu director în cadrul ședinței de Consiliu Local, împreună cu noul regulament de organizare și funcționare și, de asemenea, a fost aprobată noua organigramă a instituției ca și formă, pentru că, din păcate, în acest an, chiar dacă există anumite posturi înființate conform noilor precizări, probabil că nu vom putea să le ocupăm din cauza faptului că aceste posturi nu sunt încă finanțate. Dar la volumul de activitate pe care îl înregistrăm în prezent, eu zic că ne putem descurca foarte bine cu personalul pe care îl avem, pe noua formă de organizare și zic eu că o să facem față tuturor solicitărilor noi conform legislației. Deci toate instituțiile de asistență socială din țară au preluat această nouă denumire, da? De Direcția de Asistență Socială. Exact. Sistemul de asistență socială de la noi din țară este cumva împărțit în două. Este vorba de acele DGASPC-uri care sunt în subordinea Consiliilor Județene și care sunt instituții specializate de asistență socială la nivel județean. Deci, practic, activitatea lor deservește întreg județul și suntem noi direcțiile de asistență socială, care suntem unități de asistență socială existente în fiecare localitate, în subordinea consiliilor locale din fiecare localitate, iar acum această noutate, respectiv obligativitatea înființării direcțiilor de asistență socială cu personalitate juridică în fiecare oraș din țară,
pe undeva duce la o uniformizare a acestui tip de asistență socială. Mă rog, separat rămân comunele unde nu se pot organiza aceste direcții de asistență socială, dar în cadrul comunelor, în aparatul de specialitate al primarului, există persoane desemnate să se ocupe de partea de asistență socială. Așa cum era și până acum, practic, activitatea noastră este cumva o formă de asistență socială la nivel primar, în sensul că noi identificăm cazurile și luăm măsuri acolo unde putem și unde legislația ne permite, iar dacă acele cazuri care, mă rog, solicită rezolvare prin serviciile de asistență socială sunt destul de complexe și ne depășesc, în acel moment noi solicităm sprijinul Direcției Generale de Protecție a Copilului. Dar vă subordonați direct Consiliului Local Municipal, da? Sigur că da, noi suntem în continuare subordonați Consiliului Local, suntem finanțați din bugetul local. Deci ASPC-urile sunt subordonate Consiliilor Județene cu finanțare de la bugetul statului prin Consiliile Județene. Avem aceeași colaborare, bineînțeles, DAS-urile cu DGASPC-urile, pentru că acum vom fi cu toții DAS. La nivel de țară, aceste unități de asistență socială de la nivelul municipiilor și orașelor mai mici erau cu denumiri diferite. Fiecare consiliu local a aprobat un anume tip de denumire a instituției de asistență socială aflate în subordine. De exemplu, la Buzău exista Direcția de Asistență Socială, la Focșani, din ceea ce știu, exista Serviciul Public Local de Asistență Socială, adică erau tot felul de denumiri. Probabil că unul din motivele care au dus la o astfel de hotărâre a fost și uniformizarea acestor denumirea acestor instituții în așa fel încât cetățenii știu că se adresează DAS-urilor atunci când au o necesitate pe plan local sau DGASPC-urilor atunci când există un serviciu specializat de asistență socială pe care DAS-ul nu îl poate oferi. Pentru că se pune accent în acest moment pe dezvoltarea serviciilor sociale și în cadrul DAS-urilor, respectiv acele servicii sociale la nivel local și fac referire în special la centrele de copii sau la centrele de îngrijire bătrâni, centre de consiliere, centre tip respiro pentru persoane cu handicap. Dar sunt în subordinea noastră sau există doar o colaborare cu acestea? Există o colaborare pentru că în acest moment mult mai dezvoltate decât noi sunt deja SPC-urile și au astfel de centre în subordine. În momentul în care noi întâlnim cazuri care necesită o intervenție de acest tip, ne adresăm deja ASPC-urilor și dumnealor preiau cazul, dar se pune accentul ca și noi la nivel local să avem astfel de servicii în subordine pentru a ne rezolva singuri cazurile, pentru că se urmărește practic o descentralizare a sistemului de asistență socială. Este adevărat că în momentul în care familia ca entitate solicită un sprijin din partea unei instituții de asistență socială, este mult mai ușor de analizat cazul respectiv în comunitate, pentru că aici în comunitate există toate datele necesare pentru a identifica nevoia familiei respective și ar trebui să avem și instrumentele necesare rezolvării situației familiei fără să fie nevoie să mai apelăm la alte instituții. Și atunci se pune accentul dezvoltării acestor servicii sociale și la nivel de comunitate. E adevărat că la nivel de comune este destul de greu, dacă noi suntem și municipi, într-adevăr, suntem puțin mai mari comparativ cu alte orașe din județ, de exemplu, pentru că există și Nehoiul și Pătârlagele cu obligativitatea înființării acestei direcții de asistență socială. Ei chiar nu aveau direcție cu personalitate juridică, la noi exista dinainte. Ceea ce spuneam este faptul că la nivelul comunelor este destul de greu de înființat astfel de servicii în mod individual, pentru că aceste comune nu au posibilitatea financiară a accesării nici a unor fonduri, nici. Și atunci există o altă variantă și anume un parteneriat între comune, se pot aduna mai multe localități, exact, asociații, sub formă unor asociații și atunci pot organiza centre de asistență socială unde se pot oferi servicii de asistență socială în mod cât mai profesional.
Spuneați noastră că a fost stabilită și componența acestui colegiu director. Înainte de toate, ce presupune acest colegiu? Într-adevăr, în hotărârea 797, cea care face referire la reorganizarea serviciilor publice de asistență socială, există un regulament de organizare și funcționare cadru atașat, după care noi a trebuit să ne aliniem propriile regulamente și să ne aliniem pe viitor și activitatea. În acest regulament este prevăzut în mod expres înființarea unui colegiu director care împreună cu directorul instituției ia hotărârile necesare conducerii Direcției de Asistență Socială. Așa cum vedem noi, fostele servicii de asistență socială, în prezent nu știu dacă acest colegiu director va fi suficient de util în activitatea noastră. Din părerile colegilor la nivel de țară, majoritatea am fi fost de acord mai bine să avem în organigramă câte un post de director adjunct, era mult mai eficient, deoarece colegiul director își desfășoară activitatea în ședințe ordinare trimestriale. În cadrul acestor ședințe, practic, se prezintă hotărârile ce urmează să fie luate în cadrul Direcției de Asistență Socială și acest birou director își dă avizul consultativ. Deci avizul este doar consultativ și cumva noi discutăm și cu colegii la nivel de țară, oarecum vedem o îngreunare a activității noastre într-un fel. Chiar dacă acest aviz este doar consultativ, faptul că cel puțin trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, pentru că se poate și mai des, trebuie întrunit acest birou director și prezentată toată situația. Și sunt doar membrii ai DAS-ului, ai Direcției de Asistență Socială? Nu. În primul rând, președintele acestui colegiu director este secretarul însărcinat cu legalitatea documentelor din primărie. După aceea, obligatoriu a face parte din colegiu trebuie șeful spațiului locativ, de asemenea responsabilul cu relația cu școlile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, reprezentantul autorității tutelare la noi, la Râmnicu Sărat, autoritatea tutelară este în cadrul Direcției de Asistență Socială. Și am menționat acest lucru deoarece sunt localități unde autoritatea tutelară este în cadrul primăriei. De asemenea, șeful de prestații sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială face parte din acest birou director, șeful serviciului de practic servicii sociale, tot din cadrul Direcției de Asistență Socială după noua reorganizare, va face parte din acest birou director și doi reprezentanți ai unor instituții sau ONG-uri cu care noi colaborăm. Și eu m-am gândit și am propus Consiliului Local, s-a și aprobat acest lucru, să, cooptăm în acest birou director un reprezentant al Poliției Locale, întrucât avem sprijinul dumnealor ori de câte ori avem nevoie, și un reprezentant al ONG-ului Speranța Râmniceană, întrucât am avut de-a lungul timpului multiple colaborări cu dumnealor și cumva ne suprapunem pe anumite cazuri, pe anumite situații, ne cunoaștem activitatea unii altora și cred eu că putem colabora destul de bine. Deci, din ce spuneți noastră, factorii implicați pe partea socială la Râmnicu Sărat. Da, în special pe partea socială, pentru că fiind Direcție de Asistență Socială, specificul activității noastre, asta am și urmărit, să aprofundăm cât mai mult cazurile sociale pentru a putea să le găsim o rezolvare și să le să avem rezultatele pe care le așteptăm. Iar pe partea financiară, economică, intervin modificări, să ne așteptăm la un buget mai mare, începând de la anul? Dacă facem o privire de ansamblu, așa, vis-a-vis de bugetul pe anul 2018, comparativ cu bugetul pe anul 2017, am avea o creștere de 32%. Dar această creștere, așa cum se știe, este datorată în special creșterii fondului de salarii, pentru că deși noi, Direcția de Asistență Socială, suntem încadrați conform hotărârii Consiliului Local,
Noi, având în subordine creșele, cabinetele medicale școlare, persoanele cu handicap, acestea au grile în noua legea salarizării și a trebuit să aliniem salarizarea conform legislației în vigoare. Și pot să spun că cea mai mare creștere vis-a-vis de fondul de salariu o înregistrează creșele. Aici, comparativ cu execuția bugetară a anului trecut, deci insist, vorbesc de execuția bugetară și nu de bugetul anului trecut, înregistrăm o creștere de 88%. Creșele au fost încadrate pe o altă grilă din acest an și, așa cum se știe, în sănătate, cu 1 martie, salariile au fost majorate destul de mult, pentru că ele au fost aduse la nivelul anului 2022 și atât cabinetele medicale școlare cât și creșele au fost încadrate pe maxim din grila prevăzută în legea 153/2017. Știu că sunt discuții vis-a-vis de sistemul de salarizare din sănătate, dar aceste discuții sunt de fapt la nivelul spitalelor, în special unde luate în calcul sunt sporurile, practic acele sporuri sunt acum cu problemă. Salariile de încadrare sunt destul de clare și la noi, atât la creșe cât și la cabinetele medicale școlare, nu am vorbit niciodată de un spor mai mare de 15%. Din această cauză, practic, nici creșele și nici cabinetele medicale școlare nu sunt afectate vis-a-vis de noile modificări privind sporurile, pentru că, așa cum legislația prevede în prezent, media sporurilor pe total ordonator de credite nu trebuie să depășească 30%. Aici nu se pune problema, întrucât sporul a fost și a rămas de 15%. O adevărată nebunie ce se întâmplă zilele acestea în sănătate cu aceste sporuri. Da, sunt anumite situații de la caz la caz, unde probabil că o parte din salarii s-au mai și micșorat, posibil, dar, repet, atât la cabinetele medicale școlare cât și la creșe, nu s-a pus problema micșorării salariilor, din contră acestea chiar au crescut și pot să spun chiar considerabil, comparativ cu ceea ce aveau înainte de 1 ianuarie, sunt creșteri substanțiale. Este adevărat că încadrările sunt la nivelul anului 2022, iar până atunci nu se vor mai modifica. Practic, salariații Direcției de Asistență Socială și salariații Cantinei de Ajutor Social sunt finanțați din bugetul local. Noi nu am pus problema sporurilor sau practic și la noi au crescut salariile cu 1 ianuarie, dar noi, neavând grilă în legea 153/2017, respectiv legea salarizării unice, la noi situația este cumva mai clară și mai simplă. Bugetul anului 2018, ce vă va permite? Investiții? Aveați nevoie, știu, din discuțiile purtate anii anterior, de un program informatic, de un sistem de supraveghere video? Într-adevăr, în fiecare an, în ultimii 3-4 ani chiar, mi-am propus acest sistem informatic, pentru că noi avem un informatician care ne asigură această nevoie de programe informatice, dar se pune problema unui mod unitar de lucru și atunci pentru acest an se pare că nu vom avea de ales, va trebui cum necum să achiziționăm un program informatic pe asistență socială, cu specific de asistență socială, pentru că avem deja o parte de program informatic pe contabilitate și există și un program unic de contabilitate pentru bugetari cu un sistem de lucru online și acolo este cu totul altceva, dar pe partea de asistență socială este musai să achiziționăm acest program. Ni l-am propus pentru acest an, din discuția cu domnul primar în viitorul apropiat chiar o vom face, pentru că se pune problema reducerii volumului de acte și a reducerii numărului de drumuri pe care familia trebuie să facă în vederea depunerii unui dosar de obținere a unor beneficii sociale. Și atunci avem nevoie de acces la bazele de date de la diverse instituții, cum ar fi ANAF-ul, Casa de Pensii, tocmai pentru a face verificările necesare și pentru a scuti cetățenii de a face astfel de drumuri în plus.
În prezent încă mai solicităm anumite documente. Este adevărat că aceste documente s-au redus ca număr în ultimii ani, pentru că, așa cum se știe, Serviciul Public de Asistență Socială, fost actuala Direcție de Asistență Socială, în special primește și analizează dosarele, dar acolo unde, de exemplu, indemnizația pentru creșterea copilului, alocația de stat, alocația de susținere a familiei, toate aceste drepturi de asistență socială sunt plătite de către AJPIS Buzău și dumnealor au posibilitatea, prin programul informatic pe care l-au, să acceseze anumite baze de date în vederea efectuării acestor verificări. Și atunci am putut să mai reducem din numărul de acte, pentru că lunar aceste verificări se fac acolo. E puțin mai greoi ca modalitate de lucru, deoarece dacă în momentul în care dosarul ajunge la AJP se constată că familia în cauză, mă rog, are o situație pe care nu a declarat-o, și mă refer în special la o situație bună din punct de vedere financiar, dumnealor pot afla acest lucru, vor emit dispoziție de respingere a dosarului și ne informează la momentul respectiv. Dar ar fi mult mai simplu dacă am putea noi să facem acest lucru și ar fi mult mai operativ. Și credeți că până la finalul anului vom reuși achiziția? Da. Cred că în următoarele 2 luni, cel târziu, o să putem face această achiziție. De asemenea, avem acel sistem de supraveghere din instituție care este foarte vechi și este doar în incinta instituției. O să trebuiască cumva nu-l putem moderniza, va trebui să-l schimbăm în totalitate, pentru că este un model foarte vechi și nu suportă adăugiri. Ne mai trebuie camere de luat vederi în exteriorul instituției și, de asemenea, trebuie un sistem de supraveghere care oarecum să poată fi în contact direct cu poliția și cu, mă rog, pentru că vă loviți de fel și fel de cazuri zilnic, nu? Da, se pot întâmpla, din păcate, tot felul de situații. Este adevărat că la noi vin tot felul de persoane, mă rog, sunt și destul de mulți nemulțumiți care consideră că își pot manifesta nemulțumirea lovind, distrugând bunuri, și atunci este bine. Am avut un astfel de incident anul trecut, după ce am reușit să achiziționăm autoturismul instituției. La 2 săptămâni l-am găsit zgâriat în curte. Deci fusese zgâriat cu ochii. Se răzbună, da, pe instituție. Se răzbună, dar probabil că o persoană care a solicitat un drept și probabil că nu se încadra, a găsit de necesar să-și verse nervii pe mașina instituției. De aceea aveți un reprezentant, da, al poliției locale în colegiul director? Nu, mai. Să știți că avem o colaborare foarte bună cu poliția locală, pentru că avem situații unde oarecum mergem însoțiți de dumnealor, întrucât anchetele noastre se desfășoară în special în cartierele mărginașe, în zone unde se întâmplă tot felul de acte mai mult sau mai puțin legale, și atunci e bine câteodată să mai solicităm. Dumnealor chiar ne acordă sprijinul. N-am mai avut cazuri în ultima perioadă de, mă rog, acte de violență până la urmă, că despre asta este vorba, dar oricum de câte ori am avut nevoie, dumnealor ne-au sprijinit. Și invers, plus că dumnealor au și colaborăm pe tema asta. Există 2 containere și înțeleg că recent s-au mai achiziționat încă 2, unde funcționează un așa zis adăpost oarecum, deci în zona oborului sunt primele 2 containere și poliția locală are o evidență a celor care ocupă aceste containere. Noi în special suntem cei anunțați de către spital, în primul rând, în momentul în care există cazuri de cetățeni fără locuință și ajung din diverse motive la spital și la un moment dat ei trebuie externați, și atunci spitalul ne sună să-i ducem undeva și cu sprijinul poliției locale îi ducem în acele containere. Întrucât numărul de locuri din acele containere este destul de mic, respectiv 4 pentru bărbați, 4 pentru femei, nu ne sunt suficiente, și am făcut discuții cu domnul primar, astfel că recent am mai achiziționat încă 2 astfel de containere, care, mă rog, așa se numesc containere, sunt niște module de fapt, cu câte 4 paturi fiecare. Celelalte 2 înțeleg că au fost instalate în curtea unităților militare, urmează să fie racordate la utilități și pot fi funcționale.
Și chiar avem nevoie de adăpost la nivel de Râmnicu Sărat. Oricum, noi avem un proiect pe GAL. Este foarte important să se realizeze acest proiect, pentru că, într-un fel, aceste module nu sunt suficiente pentru cei cazurile pe care le înregistrăm la nivel de oraș. Și nu ne asigură nici condițiile necesare și suficiente pentru ca cei care ocupă un loc acolo să se consideră mulțumiți. Și atunci, se intenționează înființarea, da? Unui centru de zi și pentru persoane vârstnice și copii. Da. Și astfel, un astfel de centru, dar în special eu am solicitat acest adăpost care urmează cumva din proiectul pe care l-am discutat să se înființeze în căminul fostului liceu agricol, undeva pe intrarea școlii, pentru că există acea clădire, este destul de bine întreținută și investiția nu ar fi foarte mare. Acum așteptăm să vedem cât va dura, pentru că o să mai dureze până când o să vină banii pe acest GAL și să sperăm, nu știu, eu sper că până la iarnă reușim, sper să nu fiu prea optimistă. Dar este un proiect care sună foarte bine, la prima vedere ne face să zâmbim și să... Vedem lucrurile roz. Da, mai puțin mă interesează cum sună, mă interesează mai mult utilitatea acestui proiect și nevoia de acest centru. Să se concretizeze, da. Sigur că da, pentru că noi chiar avem nevoie la Râmnicu Sărat de un astfel de adăpost. Sunt foarte multe cazuri de persoane fără locuință provenite din sistemul de protecție. Întrucât a existat acea școală specială aici, chiar lângă pod, toți acei copii fără familie care au fost în cadrul acestei școli au rămas în Râmnicu Sărat și nu toți au reușit să se angajeze, nu toți au reușit să-și întemeieze o familie, nu toți au reușit să-și realizeze cât de cât nevoile pe care le au și atunci apar, înțeleg că în gară sunt câțiva care locuiesc. Și mai sunt cei din adăpostul existent deja și mai vin, mai pleacă. Din păcate, sunt și astfel de cazuri. Suntem sunați și din alte localități că cetățenii ai orașului Râmnicu Sărat locuiesc pe stradă în alte părți. Se întâmplă că... Iar adăpostul va fi destinat doar persoanelor din Râmnicu Sărat, doar râmnicenilor? Sigur că normal așa ar trebui, numai că dacă sunt urgențe, noi putem să-i ducem pentru o perioadă determinată în acel adăpost, pentru că ăsta este regimul unui astfel de centru, și ulterior să luăm legătura cu primăriile localităților de unde aceștia aparțin, în vederea identificării unei soluții și, la un moment dat, dacă au familii, vor fi trimiși în familii, dacă există o altă variantă pentru ei, dar ca urgență, da, într-adevăr, îi ducem pe toți în adăpost. Care este situația la cantina socială? Aici avem o situație nouă, să zicem, pentru că odată cu aprobarea noului regulament de organizare și funcționare și la Râmnicu Sărat, ca și în alte localități, s-a luat hotărârea care oarecum este prevăzută de lege, de legea cantinei de ajutor social, și anume hotărârea efectuării de ore pentru porțiile de hrană pe care familiile respective le primesc. Noi am propus Consiliului Local în acest regulament efectuarea unui număr de 16 ore pentru fiecare porție pe care familia în cauză o primește de pe la cantina de ajutor. 16 ore pe lună, într-adevăr. Cuantumul unei porții de hrană de la cantina este de 12 lei pe zi, deci aproximativ 360 de lei pe lună. Iar pentru această sumă am zis noi că este suficient un număr de 16 ore de muncă în folosul comunității. Având în vedere faptul că aceste cantine de ajutor social sunt finanțate din bugetele locale, există o libertate a consiliilor locale de a stabili astfel de regulamente. Și, mă rog, din ceea ce vedem la nivel de țară, sunt colegi care au stabilit un număr de 5 zile lucrătoare pe lună pentru fiecare porție sau depinde de la caz la caz. Noi avem și familii care au și câte 8 porții și ce aș vrea să menționez este faptul că la Râmnicu Sărat acordăm hrană pentru copii și bătrâni. În alte părți unde probabil bugetele pot susține o astfel de cheltuială, se acordă pentru orice persoană care
așa cum prevede legea 208, legea cantinelor, are venituri sub nivelul venitului minim garantat. De exemplu, pentru o persoană singură este 142 de lei, iar dacă un cetățean are venituri sub 142 de lei, poate opta pentru primirea unei porții de mâncare de la cantina de ajutor social. Câți beneficiari avem în prezent la Râmnicu Sărat? Aproximativ. Avem destui. Avem, chiar astăzi am avut 236 de porții pentru 78 de familii. Noi nu putem depăși un număr de 300 de porții pentru că atât avem capacitatea cantinei. Dar pentru cele 78 de familii existente în prezent, pentru că zilnic sunt fluctuații. Doar sunt bătrâni și copii, spuneați. Doar da? Bătrâni și copii și persoane cu probleme de sănătate. Deci cei care nu au vârstă de pensionare și sunt adulți trebuie să facă dovada cu acte medicale, că nu se încadrează totuși într-un grad de handicap, dar că au anumite probleme de sănătate și atunci pot beneficia de masă la cantina de ajutor social, dar nu avem așa de mulți. Și de când vor începe munca în folosul sociei? Deja. Și cum au primit vestea? Nu au primit-o foarte bine, într-adevăr, pentru că din cei 78 de reprezentanți ai familiilor, 65 trebuie să facă aceste ore, deci sunt destul de mulți, pentru că avem și câteva excepții, așa ca cum prevede și la acordarea ajutorului social, acolo sunt niște excepții legate de femeile cu copii în întreținere de până la 7 ani și bătrânii cu vârstă de pensionare. Aceleași restricții le-am păstrat și noi, în așa fel încât părinții singuri, am specificat doar părinții singuri, cu copii până în 7 ani nu trebuie să efectueze aceste ore și de asemenea nu trebuie să presteze orele cei care au probleme de sănătate și fac dovada cu acte medicale că au probleme de sănătate și de asemenea bătrânii care au vârsta de pensionare. Și restul? Sunt persoane care nu-și găsesc un loc de muncă? Pentru că este o problemă pe care trebuie să o discutăm la nivel național. Chiar într-o ediție trecută, un primar din comunele limitrofe Râmnicului se plângea de această situație, de numărul mare de asistați sociali din localitate. Da, acum ce să spun, la Râmnicu Sărat nu mai avem un număr atât de mare, pentru că într-adevăr este un subiect de actualitate cel privind beneficiarii de ajutor social și în special munca pe care aceștia trebuie să o presteze, pentru că legea 416 prevede în mod clar că pentru sumele primite cu titlul de ajutor social, o persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor social trebuie să presteze un anumit număr de ore, ore care se calculează după o formulă destul de clară, având în vedere faptul că aceste sume nu au mai fost indexate, majorate, modificate de foarte mulți ani. Cred că din 2010 sau din 2011 nu s-au mai mărit sumele de la ajutoarele sociale. În acea formulă se ia în calcul și salariul minim pe economie. În ultima perioadă s-a micșorat numărul de ore obligatorii pe care familiile trebuie să le presteze. Pot să vă dau un exemplu. Pentru o persoană singură, beneficiară de ajutor social, suma pe care aceasta o primește lunar este de 142 de lei, deci nu sunt sume foarte mari, sunt sume destul de reduse, adică acea persoană nu poate să trăiască cu 142 de lei pe lună, este imposibil, dar pentru acei 142 de lei trebuie să presteze 12 ore. Cândva aceste ore se transformau în zile și era prevăzută obligativitatea să se efectueze un număr de zile. Acum nu, legea 416 prevede efectuarea unui anumit număr de ore și sunt contați în ore. Într-adevăr, chiar dacă într-o zi stau la muncă 2 ore sau 4 ore, ei cu atât sunt contați, nu o zi, pentru că au fost anumite discuții pe tema asta. Am vrut să lămuresc acest lucru. Pontajele se fac în ore și dacă, vă dau un exemplu, dacă o persoană trebuie să presteze, nu știu, un anumit 20 de ore de muncă și în loc de 20 prestează doar 18, se suspendă ajutorul social în totalitate, nu li se acordă proporțional cu numărul orelor lucrate. Avem situații în care vin și reclamă că din anumite motive n-au mai putut presta ultimile ore. Îmi pare rău, deci ei nu primesc luna următoare suma respectivă de la ajutor social dacă nu își efectuează în totalitate numărul de ore. La Râmnicu Sărat, ADP-ul este cel care monitorizează această situație și stabilește un plan de lucrări
unde pot fi folosiți acești beneficiari de ajutor social, pentru că din nou vin cu precizarea că beneficiarii de ajutor social nu sunt, nu reprezintă o muncă, o forță de muncă calificată, pentru că foarte mulți sunt analfabeți sau au cel mult. De aceea vă întrebam clase. Dacă sunt în imposibilitatea de a munci, dacă pot fi conciliați profesional, dacă se găsesc și alte soluții. Înțeleg că în prezent este un proiect de modificare a legii 416 pe ordinea de zi a Parlamentului, în care se prevede în mod expres inițierea de cursuri de pregătire profesională pentru o astfel de categorie de beneficiari. Dar, sincer, din ceea ce văd la Râmnicu Sărat, poate în alte părți există o altă situație, la Râmnicu Sărat, din cei 915 persoane avem în prezent, din care 341 de copii. Dar din adulții existenți în cele 432 de dosare aflate în plată acum, sunt foarte puțini cei care știu să citească, de exemplu, și mă gândesc că este foarte greu să organizezi un curs de pregătire profesională pentru cineva care nu știe nici măcar să se semneze sau să-și scrie numele. Alți bani pierduți, da. Da, eu sunt convinsă că acestor persoane nici nu li se vor propune astfel de cursuri de... Și de aici intervine și o altă situație. ADP-ul nu-i poate folosi decât la activități necalificate și în special la curățenie. La curățenie sunt folosiți în zonele mărginașe unde nu există contract cu RER-ul, unde nu pot fi acoperite sub o altă formă de cu acvatermul sau, mă rog, cine se mai ocupă de o astfel de activitate, și atunci pe raza, pe albia râului Râmnic, știu că în special sunt foarte folosiți și, repet, în zonele mărginașe unde există această problemă a gunoaielor. Lor li se face protecția muncii, există o responsabilitate și o răspundere a celor care îi supraveghează și chiar nu este foarte simplu. Probabil că aceste lucruri nu se știu, dar să știți că la Râmnicu Sărat chiar sunt puși la muncă. Noi avem în luna aceasta, de exemplu, un număr de 266 de persoane care trebuie să efectueze aceste ore. Dar, repet, orele pornesc de la 12 pe lună. Nu sunt foarte multe ore de prestat și, în general, sunt folosiți. Plus că mai există o particularitate. Ei își pot face aceste ore când doresc ei, nu când doresc cei de la ADP. Și atunci nu pot fi obligați în anumite zile să fie prezenți. Este destul de... Nu e ca un salariat cu contract de muncă, mă rog, care are anumite, un anumit program de muncă. Aici își fac programul când pot, în funcție de posibilitățile lor. Pentru că au existat situații în care, mă rog, atunci când a fost zăpadă mare și aveau nevoie de forță de muncă la dezăpezit, nu s-au prezentat. Dar vin în zilele în care, mă rog, consideră că... Dar, repet, aceste ore la Râmnicu Sărat, din ceea ce știu, pentru că nu ne ocupăm noi, într-adevăr, de supravegherea și de organizarea lor, dar noi avem această colaborare cu ADP-ul. În fiecare lună trimitem lista cu cei care trebuie să presteze ore și numărul de ore pe care fiecare trebuie să le facă și primim pontajul la sfârșitul lunii cu cei care au prestat ore și unde au prestat aceste ore. Și am observat că marea majoritate sunt utilizați pentru salubrizare și sunt repartizați și către asociațiile de proprietari. Câte doi, din ce am înțeles, sunt către fiecare asociație repartizați și la blocuri se mai face curățenie cu acești beneficiari de ajutor social. Acum, modul în care aceștia își fac treaba ține foarte mult și de supraveghetorii lor, bineînțeles, și cei de la asociații sunt în subordinea președinților de asociații și, mă rog, dacă nu sunt mulțumiți de modul cum își desfășoară activitatea, nu sunt obligați să-i ponteze. Deci ține doar de dumnealor. Să sperăm că nu sunt tolerate abaterile. Nu sunt, dar am observat pe rețelele de socializare în ultima perioadă că se insistă foarte mult vis-a-vis de sumele care se plătesc ca și ajutoare sociale și da, per ansamblu se adună niște bani, pentru că la nivel de Râmnicu Sărat, de exemplu, într-o lună, statul de plată este de exemplu, luna asta, de 106.000 de lei pentru cele 432 de dosare, dar pe familie, pe dosar în parte, sumele nu sunt atât de mari, pornesc de la 142 de lei de persoană, pentru o persoană singură, repet. Și vă dau un exemplu, pentru o familie cu 6 persoane, suma acordată este de 564 de lei pe lună.
Dar sunt 6 persoane în acea familie, deci toate cele 6 persoane, și vă dați seama că cele 6 persoane sunt cel puțin 4 copii, trebuie să trăiască din cei 564 de lei pe lună. Există posibilitatea ca aceștia să muncească, să fie angajați zilier. Sumele pe care ei le primesc, pentru că am văzut și astfel de emisiuni când șefi de asociații sau chiar din Vrancea, din zona viticolă, se văitau că nu vor să se ducă zilieri pentru că li se taie ajutoarele sociale. Nu este adevărat. Legea permite foarte clar să poată fi angajați zilieri, iar sumele pe care aceștia le primesc muncind ca zilier nu se iau în calcul la stabilirea venitului minim garantat. Deci ei pot rămâne în continuare beneficiari de ajutor social, pentru că cele 12 ore și le pot face în maxim 2 zile, iar restul zilelor lucrătoare dintr-o lună pot lucra zilieri fără niciun fel de probleme. Nu înțeleg de ce majoritatea șefilor de asociații care au nevoie de muncă în agricultură spun că nu se duc din cauza faptului că sunt beneficiari de ajutor social. Nu ăsta este motivul, din păcate. Nu se duc din cu totul alte motive, dar nu că ar fi beneficiari de ajutor social. Este adevărat că sunt destul de mulți cu probleme de sănătate, dar care nu implică acordarea unui grad de handicap. Și atunci, și neavând un grad de handicap, nu primesc o indemnizație de handicap și preferă să rămână să aibă un dosar de ajutor social pentru asigurarea medicală. Pentru că toți beneficiarii de ajutor social sunt asigurați medical. Și probabil și ăsta este unul din motivele pentru care insistă să-și mențină aceste dosare. Și să știți că își fac orele. Luna trecută am avut 38 de familii dosare suspendate pentru neefectuarea orelor, din cei 266 care trebuiau. Deci interveniți. Sigur că da. În fiecare lună o medie de 30-40 de suspendări se efectuează din cauza faptului că ei nu își fac acele ore în folosul comunității. Deci lună de lună sunt dosare suspendate din această cauză. Mă bucur că am reușit să lămurim și acest aspect și poate pe viitor nu vom mai asista la această situație în România. Plecând din rândul celor mici, spuneați că foarte mulți sunt analfabeți, dar nu există un lucru pe care oarecum eu nu pot să mi-l explic. Există acele burse ale locurilor de muncă unde sunt angajatori cu locuri de muncă disponibile. Toți beneficiarii de venit minim garantat sunt luați în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea ocupării unui loc de muncă. Nu este domeniul meu, n-aș vrea să spun lucruri care nu țin de mine, dar sincer mi s-ar părea normal să primească repartiții pentru acele locuri de muncă unde se pot adapta, pentru că, repet, în funcție de studii, în funcție de situația. Ne-am bucurat dacă măcar s-ar prezenta la aceste burse. Sigur, pentru burse. Că eu mi-aduc aminte, cred că ultima repartiție pe care am văzut-o a fost acum 10 ani. Mi-aduc aminte că a fost o acțiune a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și în acea lună li s-au dat repartiții pentru toate locurile de muncă existente la momentul respectiv și am avut aproximativ 40 de dosare de ajutor social în cetate din cauza faptului că au refuzat nejustificat un loc de muncă. Acum, dacă ar primi acele repartiții, este adevărat că trebuie să refuze 3 locuri de muncă în mod nejustificat acum. Dar chiar și așa, întrucât există locuri de muncă în evidența Agenției pentru Ocuparea Locurilor de Muncă, totuși aș vedea util să li se dea și repartiții. Și veniturile ar fi mult mai mari, nu doar 142 de lei pe lună de persoană? Nu se poate spune că se trăiește din ajutor social. Nu se poate trăi din ajutor social. Majoritatea trebuie să mai obțină și altfel de venituri. Pentru de asta li s-a dat și libertatea lucrului cazilier, ca să poată să vină în completarea sumelor respective, să-și poată asigura necesitățile. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și vreau, dacă sunteți de acord, să aruncăm o privire și către cabinetele școlare, creșile din municipiu, dacă au suportat sau sunt necesare alte dotări, alte investiții, alte noutăți pe parcursul acestui an. Dotări sunt necesare în toate cabinetele medicale școlare. Din păcate, toate materialele sanitare, instrumentele sunt destul de scumpe și probabil din cauza faptului că fondul de salarii a fost majorat substanțial, pentru că și la cabinetele medicale școlare, de exemplu, fondul de salarii a crescut cu 60% în acest an comparativ cu anul trecut.
În aceasta nu ne-am propus să facem modernizări sau să venim cu dotări noi. Sperăm să putem asigura salariile și necesarul de medicamente din aceste școli și creșe. Practic, contractul pe care l-avem încheiat cu Direcția de Sănătate Publică pentru anul 2018, făcând un calcul, suntem la limită vis-a-vis de fondul de salarii. Sperăm noi să putem pe parcurs să suplimentăm aceste sume, întrucât sumele vin de la Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică. Nu avem planuri foarte mari vis-a-vis de cabinetele medicale școlare și de creșe, dar zic eu că totuși își desfășoară activitatea într-un mod destul de, mă rog, cât de cât apropiat de nevoile școlilor respective și, și ale copiilor care frecventează aceste școli. Ne-am dorit un cabinet stomatologic mai bine dotat decât cel care există în cadrul școlii generale numărul 1. Și aș insista asupra faptului că, întrucât acest cabinet stomatologic este fizic înființat în cadrul școlii numărul 1, celelalte școli probabil că apelează mai greu la serviciile, dar aș insista asupra faptului că toți copiii din toate școlile au acces gratuit la acest cabinet stomatologic, deci pot apela și din celelalte școli. Probabil că pentru cabinetele medicale școlare o să urmeze o perioadă puțin mai aglomerată, având în vedere că se apropie examenul de capacitate, examenul de bacalaureat, când suntem cumva solicitați să asigurăm asistența medicală suplimentar comparativ cu restul timpului. Dar sunt anumite episoade în activitatea acestor cabinete puțin mai aglomerate, după aceea o să urmeze vacanța și o să fie mult mai bine. Zic eu că să fie destul de în regulă activitatea cabinetelor. Spuneam în debutul emisiunii că ne interesează cum ați ieșit din iarnă și făceam referire la cele subvenții acordate pentru încălzirea locuinței. Într-adevăr, pe 31 martie s-a încheiat sezonul rece conform legislației în vigoare. Comparativ cu anii trecuți au fost mai puține cereri. Nu foarte puține, dar acest lucru se datorează în special creșterii veniturilor, pentru că au crescut atât pensiile cât și salariile și au fost destul de puține familii care s-au încadrat. Au avut aproape 450 de cereri de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, în jur de 1200, aproape 1300 de cereri pentru gaze naturale, dacă mi-aduc bine aminte, în jur de 35 de cereri pentru energie electrică și vreo 20 de cereri pentru sistem centralizat, întrucât la Râmnicu Sărat nu mai avem sistem centralizat decât în cadrul ANL-urilor. Nici aceste ajutoare nu au mai fost indexate, majorate, modificate în ultimii ani și sunt familii întregi care au renunțat la solicitarea acestor ajutoare din cauza sumelor foarte mici, pentru că, într-adevăr, suntem obligați să cerem documente justificative și probabil că durează mai mult sau e destul de greu să meargă după documente și pentru sume destul de mici. De exemplu, pentru ultima tranșă la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne este de 12 lei pe lună. Sunt niște sume, probabil, pentru care oamenii nu au mai fost motivați să-și întocmească cereri și dosare. La fel, avem un număr redus de etichete de grădiniță. Avem 56 de etichete acordate în această lună, pentru că suma, nici această sumă nu a mai suportat majorări în ultimii ani, este cea de la început, 50 de lei. Beneficiază familia cu venituri mici și aici mă refer la un venit mediu net pe membru de familie de maxim 283 de lei. Deci toți cei care au venituri sub această sumă și au copii la grădiniță se încadrează pentru a primi aceste etichete sociale în valoare de 50 de lei. Nu avem foarte multe solicitări, așa cum spuneam, sunt aproximativ 48 de familii cu 56 de copii, sunt și câte doi copii în familie. Și putem să acordăm aceste tichete. Alimentele de la Uniunea Europeană?
Știu că aici au apărut ceva modificări. Din păcate, nu mai avem precizări noi. Este vorba doar de modificarea hotărârii 799, care de fapt este un acord cu Uniunea Europeană, în care se specifică în special ce categorii de persoane beneficiază de aceste alimente. Într-adevăr, așa cum am precizat și ultima dată, numărul beneficiarilor s-a redus considerabil. Ei au rămas doar beneficiarii de ajutor social, beneficiarii de alocație de susținere a familiei și o marjă de 10% din totalul celor deja menționați, care vor fi la aprecierea autorității locale în funcție de nevoile familiilor respective, deci probabil cazuri particulare, dacă vor exista, dar pentru aceste cazuri noi așteptăm precizări, pentru că nu avem foarte multe detalii vis-a-vis de modul cum am putea stabili acel număr de maxim 10%. Aceste ajutoare de la Uniunea Europeană de data asta urmează a se acorda în 4 tranșe, cel puțin așa este prevăzut în hotărârea 799, și nu sunt numai alimente, sunt și produse de uz personal, în special Pampers și, mă rog, diverse produse sanitare, din ceea ce am înțeles. Dar din iarnă, practic, noi nu mai avem niciun fel de precizare. Se vor acorda cu siguranță, pentru că acest protocol încheiat cu Uniunea Europeană este valabil până în anul 2020 și este obligatoriu. Chiar dacă anul trecut nu s-au acordat, cu siguranță, prima dată când se vor acorda, se vor acorda și retroactiv, pentru perioada care a trecut deja. Dar așteptăm precizări și probabil că într-un timp destul de scurt eu cred că vom primi, pentru că discuții s-au mai făcut așa, dar așteptăm. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Mihaela Popescu, pentru prezență în ediția de astăzi și pentru toate aceste noutăți oferite râmnicienilor. Și eu vă mulțumesc și la nevoie vă aștept la sediul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat pentru a vă putea acorda sprijinul necesar. Mulțumim încă o dată invitatei de astăzi, doamnei Mihaela Popescu, directorul Direcției de Asistență Socială din municipiul Râmnicu Sărat, bineînțeles și dumneavoastră, până data viitoare, sănătate! Numai bine, la revedere! Presa liberă trecere.